eu i-am auzit pe oameni, eu mai mult de 200-300 de euro nu dau pun câine. N-ai cum să găsești câine cu pedigree la banii ăștia din motive de costurile crescătorului, adică și categori, presupunând categori, că la el e categori. De hobby, cum e la noi, de exemplu, da, care mai da, mult cheltuim da. Bani decât producem, exact. N-are cum să-ți dea câinele cu banii aia. Și atunci îl iei de pe OLX, dar ăla îți vine cu, de cele mai multe ori, displazie, parvoviroză. Astea sunt cazurile cel mai des întâlnite. Cele mai întâlnite. Probleme cu ochii, probleme cu pielea, alergii. Tratamente care sunt destul de costisitoare. Destul, operația care... displazie 1000 de euro, adică da, despre depinde, asta vorbim. De ce faci, o să te coste câinele ăla mult mai dar, mult. Dar trebuie să pui în calcul și factorul emoțional în care implici familia. Nu mai vorbesc. Care costă cel mai mult. Care costă cel mai mult și foarte important e legătura cu crescătorul. Pentru că în momentul în care vei lua un câine de pe un site anume și nu vei mai vorbi niciodată cu acea persoană... Nici n-ai cum, că ți-l aduc la ușă automat, și dispar. Automat. Am văzut că ți-ai vândut în parcări. Da. Am văzut că ți-ai care au venit cu Glovo. Da, deci mai nou acum Glovo e folosit pentru traficul de căței.